Primarii din Mehedinți nu par să pună preț prea mare pe casarea vehiculelor vechi. Acest lucru reiese din bilanțul administrației Fondului de Mediu, din care rezultă că doar 6 primării s-au înscris în programul Rabla Local. Cele mai multe autoturisme vor fi casate la Drobeta Turnu Severin. Comuna Șimiana a fost acceptată cu numărul maxim de autoturisme ce pot fi casate de o primărie comunală, adică 100. La Bâcle și Corlățel vor fi scoase din uz 10 vehicule mai vechi de 15 ani, iar la Gârla Mare 30. În timp ce primăria Godeanu va casa 15 vehicule. Persoanele fizice care renunță la un autoturism primesc 3.000 de lei fără a fi obligate să cumpere altul nou. Prin programul Rabla Local, românii vor putea să-și caseze mașinile mai vechi de 15 ani și să primească în schimb suma de 3.000 de lei, fără să fie condiționați să cumpere în schimb alt autovehicul nou. În Mehedinți urmează să fie casate peste 1.500 de vehicule vechi. În program s-au înscris doar 6 primării. Cel mai mare număr de mașini uzate va fi casat de primăria Drobeta Turnu Severin, adică 1.000. A fost acceptată cu 1.000 de unități, maxim cât puteam accesa. În perioada următoare, toate primăriile acceptate vor semna contractul cu Fondul de Mediu, după care se va da drumul la sesiunea de cereri pentru populație. Ce este foarte important să știe oamenii din Drobeta Turnu Severin este faptul că vor depune acea cerere pe site-ul afm.ro. Deci acolo trebuie să-și creeze un cont, după care pot accesa programele active de la Fondul de Mediu, bineînțeles sunt mai multe, dar special pentru Rabla Local trebuie să înscrie acolo și să depună cererea online. Cu numărul maxim de vehicule ce poate fi casat de o comună cu o populație de peste 10.000 de locuitori, a fost acceptată în program și Primăria Comunei Șimian. Primăria Șimian a fost acceptată în programul Rabla 2023, sesiune deschisă de administrația Fondului pentru Mediu. Numărul dosarelor acceptate de Fondul de Mediu este în funcție de numărul de locuitori. UAT-urile care au o populație aproximativ de 10.000 de locuitori beneficiază de 100 de dosare eligibile pentru casarea unui autovehicul vechi. Prima de casare este în valoare de 3.000 de lei, 2.400 de lei este suma care o suportă agenția Fondului pentru Mediu, iar 600 de lei sunt banii care îi suportă Consiliul Local. Reprezentanții Primăriei Șimian așteaptă noi informații de la Agenția Fondului pentru Mediu, iar populația va fi înștiințată din timp. Populația va fi informată pe grupurile de socializare și pe site-ul primăriei noastre, iar cei care deja și-au depus cererile la sediul primăriei vor fi informați și anunțați în scris de către primărie. Și la Bâcleș sunt persoane dornice să beneficieze de acest program. La solicitările cetățenilor care au mașini mai vechi de 8 ani de zile și sunt proprietari, am identificat 10 proprietari, 10 cetățeni care au solicitat să accesăm acest program. Am depus actele necesare conform ghidului de finanțare și cu ceva timp în urmă, acum câteva zile, am fost declarat eligibil. Aveam dreptul până la 50 de mașini, dar din păcate nu am reușit să accesăm mai mulți bani pentru Rabla, pentru că nu avem solicitări și nu avea rost să blocăm niște sume pentru Comuna Bâcleș, având în vedere că solicitările au fost doar 10. Pentru a fi acceptați în program, solicitanții trebuie să îndeplinească mai multe condiții. În primul rând, să aibă domiciliul în localitatea înscrisă în program, apoi să dețină în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și, de asemenea, să nu aibă obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local. Pe lângă toate acestea, solicitantul are obligația să se angajeze, să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare.